să începem. Hai, la fi că pot direct să dau. Și noi i-am fraierii pe fraieri. Pentru că noi am stat lângă și ne-am uitat în timp ce ei au cam întinerit. Pentru că e vorba despre un concept al vostru în care o să râdeți, oamenii întineresc. Și dacă vrei, putem să-i cunoaștem pe puști. Bursucu e de nerecunoscut, e alter mare un pic și e minor. Irina, o să te rog să ne explici ce am văzut, ce am făcut și cât mai durează acest... că vreau să mă culc, să rămân. Asta pentru mine era el. Amărâtul meu a mâncat astăzi jumătate de mini-amandină. Așa că trebuia. Acest exercițiu trebuia. Spune-ne despre conceptul vostru și despre cum se face că se poate întineri fizic. Ei bine, foarte multă lume vine la centrul nostru cu dorința de a încetini procesul de îmbătrânire. Fiind doamne, domn peste 30 de ani și se gândesc ce să fac să dau timp înapoi pentru organismul meu. Ei bine, ce ați văzut este unul din pilonii programului nostru. Practic ai nevoie de trei elemente atunci când vrei să dai timp înapoi. Pentru că spre deosebire de vârsta din buletin, vârsta metabolică poate fi mai mică sau mai mare. Și vestea bună e că e reversibilă. Spre deosebire de anii din buletin pe care nu-i poți schimba, cea metabolică este reversibilă și da, poți să dai timp înapoi pentru organismul tău. Cum faci asta? Sunt trei piloni pe care trebuie să iei în calcul și să iei în vedere. În primul rând, antrenamente personalizate pe intervale. Zilnice? De trei ori pe săptămână. Trei ori pe săptămână. Care stimulează metabolismul. Ai văzut, se lucrează pe circuite de intensitate ridicată. Lucrezi 30 de secunde, apoi ai 10-20 de secunde pauză, timp să te recuperezi, treci la următoarea stație, practic dai un boost metabolismului și continui să arzi calorii încă 38 de ore după ce antrenamentul a luat sfârșit. Așadar, asta înseamnă că în cele 38 de ore presupun că trebuie să fii atent un pic și la ritmul tău de viață, la felul de viață și la felul în care te hrănești. Exact. Și asta este al doilea pilon pe care trebuie să-l ai în vedere. Alimentația. Degeaba vii și faci antrenamente intense dacă apoi dai iama într-o prăjitură sau o pizza, nu o să-ți faci niciun serviciu. De altfel, zahărul accelerează procesul de îmbătrânire. Asta nu e foarte indicat. Așadar, măcar 80% din timp să te concentrezi pe alimente naturale, proaspete, cât mai neprocesate. Să ai legume, fructe din belșug, pline de vitamine, minerale, antioxidanți și, bineînțeles, proteine. Evident. Am auzit lucruri frumoase despre Flavius, că alături de care tu ai dezvoltat acest concept.
cu siguranță. Flavius, Flavius. Vreau să te felicit pentru efortul pe care ai reușit să-l depui urlând la colegi. Deja am transpirat. Și, bineînțeles, a zbierat la ei încurajându-i, ceea ce mi se pare bine, pentru că oricum tu ți-ai făcut partea ta de treabă, tu te-ai scos, tu ești exonerat. Există printre cei de față cineva care a întinerit, cumva slăbit în ani? Sigur, sigur, este Adi. Toată lumea care urmează programele noastre au rezultate, dar Adi este cel mai recent. În 6 săptămâni a slăbit 5 ani de zile ca și vârstă metabolică, ceea ce este foarte bine pentru că el nu se va opri după 6 săptămâni. Ideal este avem și un raport. Avem și care demonstrează. Da, exact, și în ce constă această întinerire? Tu de fapt ce ei ce simt în momentul practic, în care întinerești? Această vârstă metabolică ia în calcul baza metabolică, adică cam câtă masă musculară și ce procent de grăsime ai. Pentru că cu cât pierzi din masă musculară în procesul de îmbătrânire, automat și vârsta metabolică crește. Cu cât acumulezi țesut adipos, la fel vârsta metabolică crește. Practic, când urmezi un astfel de program, obiectivul este să scazi procentul de grăsime, să crești un pic masa musculară, ca astfel să ai acest proces da, de întinerire. Da, e adevărat, numai că toate aceste lucruri le face orice program de fitness. Al vostru e diferit. Da, este diferit pentru că rezultatele vin mult mai rapid. Și în al doilea rând, pe lângă antrenamente, avem partea de nutriție și partea de mâncat emoțional, partea de mindset. Adică încercăm într-un singur loc să adunăm toate lucrurile de care o persoană are nevoie pentru a nu trebuia să se ducă la mai mulți specialiști, astfel să piardă timp, resurse. Dacă ai tot ce trebuie într-un singur loc, automat procesul este mult mai rapid și ești mai relaxat. Și toți știm că stresul ne îngreunează viața, ne îmbătrânește, așa, cu cât mai puțin stres, automat rezultate mai rapide și mai multe relaxare, că despre asta este vorba, să ne mai și relaxăm, nu doar să ne antrenăm. Și acesta ar fi de altfel al treilea pilon al programului. Perfect. Ți-am spus, exact. Ai nevoie de antrenamente de 3 ori pe săptămână, nutriție, alimente sănătoase, da, care să-ți ajute arderea grăsimilor cât mai rapide. Și al treilea pilon ar fi să gestionezi stresul. Până la urmă, stresul e ceva ce nu poți controla, lucruri se întâmplă. Ce poți să controlezi este atitudinea ta și percepția ta față de stimuli externi. Și cred că e foarte important să știi să îți gestionezi stresul în sensul în care ai niște tehnici sau activități de relaxare și mai ales să reușești să te descarci și să te eliberezi de stresul de peste zi printr-o activitate care îți face plăcere. Poate fi să te miști, să dansezi, să faci un astfel de antrenament. Este extraordinar. Apropo de dansa, eliberează endorfine. Vreau să știu în cele 4 stații pe care le-am făcut cât am întinerit. De ce asta voia să întrebe Alina, ca să înțelegi tu? 43 de secunde. Dacă te ajută cu ceva. Dacă fac de 4 ori stația și eu cu metrou și mă opresc la Dristor în tineret sau? Da, înseamnă că nici nu mai ai copil deja. Deci, în urmă cu 4 ani. Și încă un lucru vreau să adaug. Multă lume ne întreabă dacă ar exista un elixir al tinereții. Dacă ar exista, cred că ne-am îmbăiat în el dimineața la prânz și seara. Din nefericire, nu există o poțiune magică, o metodă minune sau o pastilă pe care o să iei să o întinerești în timp rapid. Ce credem noi și ce propovăduim este că ai nevoie de un set și un cumul de factori care să te ajute pe termen lung să faci niște alegeri mai sănătoase, mai conștiente și astfel să-ți ajuți organismul în situații de stres, în situații de zi cu zi, chiar dacă n-ai mai făcut mișcare până acum. Chiar ieri vorbeam cu o colegă de-a voastră, chiar de aici, de la Canal D, care vine la noi la antrenamente și mi-a spus că a întinerit cu 8 ani. Sau un alt exemplu, prezentatoare Elena Marciuc, a întinerit vârsta metabolică cu 16 ani în câteva luni. Deci, mesajul nostru este că se poate, indiferent de cum ai trăit până acum, chiar e posibil. Din tot sufletul, este clar că e vorba despre un concept nou și revoluționar. E limpede că e ceva ce probabil nu știam sau nu știam că s-a mai făcut, dar oricum la noi în țară eu n-am mai auzit despre una ca asta. O să trecem un pic mai departe după ce le mulțumim din nou participanților la experimentul nostru, ducându-ne la două dintre cele mai frumoase femei pe care le are România în acest moment și care au nevoie de întinerit pentru că una are concerte peste concerte și cealaltă e cam însărcinată. Este o mare problemă a emisiunii noastre. Nu o să cădem niciodată la pace în legătură cu felul în care face curcanul, pentru că la ora 5 nu poate să facă decât ceaiul de la ora 5. Da, bogat sau fără bani. Așa era piesa. Eu eram bogat. Bine. Acum am rămas fără bani. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru tot. Mâine la ora 3 ne întoarcem ca să vorbim despre cu totul și cu totul altceva în afară de emisiunea direct la care trebuie să ne concentrăm. 3, 2, 1, s-a luat, ne-a tăiat. Ne concentrăm. Mâine, mai.